parfumuri drăguțe pentru ea. Începând cu Jean Paul Gaultier Divine, un parfum dulce cu flori albe, cu o notă sărată, care să aduc aminte puțin de mare. Mi se pare foarte plăcut, atrăgător și foarte ușor de purtat în zilele mai răcoroase, purtându-te puțin cu gândul spre un desert. Casa Goa Alba mi se pare că emană puritate. E un parfum bogat în note florale, care evocă spiritul femeii și care de asemenea este făcut în România. Miroase curat și elegant, dar se pretează la fel de bine și la ținute mai legere, zic eu. Donna Karan Be Delicious Fresh Blossom e dulce, e floral, e fructat și mi se pare că e într-adevăr ușor delicios. E genul de parfum foarte ușor de purtat în cam toate situațiile. Poate fi casual, dacă ai nevoie poți să-l porți și la o ținută mai elegantă, deși poate nu-i cea mai evidentă alegere, dar un parfum foarte interesant, care nu costă de obicei foarte mult și pe care l-aș descrie în general ca fiind fesel. Și Montal Wild Pears, care pentru mine miroase a Fruity Fresh combinat cu săpun de lux. Un parfum lejer, echilibrat, care mizează mult pe nota de pară, lucru care îl face să fie destul de diferit de multe alte parfumuri. Și nu e o pară dulce, ci mai degrabă una foarte aromată, combinată cu mirosul de așternuturi curate și, cum ziceam, oarecum de săpun. Per total, mi se pare un parfum foarte interesant.